Pentru a putea sta în primul rând, credincioșii s-au strâns dis de dimineață la Biserica Sfântul Proroc Daniel din Jibou, unii pentru a asista la slujbă, alții doar din curiozitatea de a-l vedea pe Patriarhul Daniel. Pentru a ajunge la moaștele Sfântului Nectarie, tămăduitor de boli, credincioșii s-au călcat în picioare. Moaștele au fost aduse în sălaj încă de vineri, de când a ajuns în județ și soborul de preoți împreună cu prea fericitul Daniel.